sponsor general al emisiunii Nescafe. Vestimentația oferită de Bobin și Max Fashion. Dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Bună dimineața, vă salutăm, început de săptămână în forță să fie la dimineața la RTR. Bună dimineața tuturor, se spune că săptămâna bună se cunoaște încă de luni dimineață. De aceea nu aveți dreptul să greșiți. În zi de luni trebuie să aveți un start plin de energie ca să vă meargă toată săptămâna. Colega, nu observ că un pic nu suntem compatibili la capitolul vestimentar? Cineva a avut o zi de duminică așa mai, cum să-i spun eu, intensă din punct de vedere al activităților extra serviciu. Trecere ceva, faimoasă. Mulțumesc. Că, uite, da. Eu mă stă de și în zi de luni dimineața. Să salut, bună seara, să nu zic bună dimineața, serios. Chiar și mașina să ți-o parchezi. Bun. Se mai întâmplă uneori să nu ne asortăm, mă rog. Nu, doar în vestimentație? Și că putem la capitolul compatibilitate stilistică, dar asta nu înseamnă că două ore trebuie să... Suportăm. Nu se suportăm. Suportăm, zic eu, exact, suportăm, da. Împreună, în acest format vestimentar, cel puțin aceeași idee și misiune de serviciu ne unește, nu doar pentru această durată a emisiunii. Bună dimineața, vă salutăm, iată ce aveți de urmărit la acest început de săptămână. Ce vom avea azi în emisiune, vă spunem ca să știți. Învățăm cum să mâncăm ca să trăim și nu să trăim ca să mâncăm. Încercarea vină n-are și nici imaginația hotare. Baza bună trece și alergia de toamnă. Cu Irina și armonica la braț, vine la noi ca să-i urăm de bine. Nu pierdeți, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. Văzusem un articol în care se scria cum să începi săptămâna în forță și de ce ziua de luni este considerată cea mai grea. De fapt, acolo era un contraargument și se spunea că, uite, ziua de luni de fapt nu este cea mai grea, dar din potrivă este cea mai frumoasă. După o duminică în care te-ai relaxat, în care ți-ai pregătit totul pentru a doua zi, de fapt așa, varianta ideală ar trebui să fie. Așa că nu vă mai văicărați că e luni și că nu vă merge. Mi-am adus aminte și de bancul acela în care era doar o zi de muncă lucrătoare și era miercurea, în toate celelalte zile se gândeau ce o să facă în acea zi de miercuri, la care unul întinde de mâna sus, dar și chiar azi lucream în toată miercurea. Știi? Un banc foarte interesant, puteți să-l citiți în întregime, dar nu vorbim de bancuri, lucruri serioase, în măsura seriozității și exigenței, echidistanței și obiectivității selectate de colega noastră. Camelia, știi și în această dimineață. Salutare! Bună dimineața, colegi! Atenție, șoferi! Se majorează tarifele pentru polițele RCA și Cartea Verde. A fost adoptată o hotărâre în acest sens. Astfel, costul pentru RCA se va mări cu 25 de lei, iar cel pentru Cartea Verde în funcție de teritoriu. În zona 1, asigurarea va fi de 38 de euro, cu 3 euro mai mult. În zona 2, prețul a crescut de la 215 la 260 de euro, iar în zona 3, de la 563 la 580 de euro. Ultima dată, tarifele au fost majorate la finele anului trecut. Veste îmbucurătoare pentru țara noastră. În prima jumătate a lui 2017 a fost înregistrat cel mai mic deficit bugetar din ultimii 15 ani, de numai 0,07%. Pentru anul curent se estima un deficit bugetar maxim de 4,2 miliarde de lei, dar s-a constatat o sumă de 101,5 milioane de lei. Acest lucru e datorat creșterii venitului în stat mai rapid decât cheltuielile. În ianuarie-iunie 2016 acesta a fost de aproape 25 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au constituit mai puțin de atât. Trecutul încă nedescoperit, o echipă de cercetători au desfășurat o misiune științifică între anii 2015-2017 la fundul Mării Negre, iar zilele trecute au prezentat rezultatele. Au fost găsite vase naufragiate din epoca romană, bizantină și otomană. Acestea sunt în stare perfectă și conservează istoria a două milenii de navigație. Cele mai vechi dintre ele datează din secolul 4 și 5 înainte de Hristos. Specialiștii au extras ancore monumentale și alte obiecte pentru studiu.
Ar putea apărea și a 196-a țară de pe glob. Este vorba de o insulă inundată de deșeuri din Oceanul Pacific. Inițiativa aparține unor activiști de mediu care speră să remedieze problema poluării în cazul în care zona va fi recunoscută ca țară. Potrivit statisticilor, 8 milioane de deșeuri ajung anual în oceane, din cauza cărora 1 milion de păsări mor. A fost realizat chiar și un steag al viitoarei țări. O sticlă de plastic plutește pe un fundal alb și albastru. S-a inventat și moneda și chiar modelul de pașaport. A fost creată o petiție care urmează să strângă 100.000 de semnături pentru ca zona de gunoaie să fie recunoscută drept țară. Îi place și lui shoppingul. Vorbim despre un papagal din Marea Britanie care, imitând vocea stăpânii sale, a făcut o comandă de pe Amazon. Acesta a vorbit cu asistentul vocal al companiei și a cerut cutii în valoare de 11 lire. Boxa, prin intermediul căreia papagalul buclucaș a făcut cumpărături, era utilizată în casă doar pentru a asculta muzică. Nici chiar stăpânii nu au comandat nimic niciodată de pe acest dispozitiv. Vremea astăzi este favorabilă, însă temperaturi mai reci, de până la 24 de grade Celsius, iar presiunea atmosferică va fi ridicată. Banca Națională a emis pentru 25 septembrie un curs de 21 de lei și 31 de bani pentru un euro. Dolarul poate fi schimbat cu 17 lei și 83 de bani, rubla rusească cu 30 de bani, iar leul românesc cu 4 lei și 64 de bani. Noi vă oferim alt fel de știri, voi alegeți ce urmăriți. Stați aproape! Și știm că este zi încordată asta de luni, în care trebuie foarte atent să vă puneți, cum zic americanii, să vă stabiliți lista de task-uri. Sau de multitasking, priorități de din astea, știi? Apropo, agenda e pentru tine? Tu ești o femeie organizată? Am încercat... Nu, asta nu înseamnă că nu sunt organizată dacă nu am o agendă. Dar niciuna nu dusă până la capăt și nu... Am încercat de fiecare dată, dar mie îmi scapă. Eu mai bine îmi notez în telefon, nu știu. Am un carnețel mic în care mereu notez ce am de făcut. Eu am constatat că sunt o fire artistică. Eu nu pot să mă organizez. Bine că ajung la vreme la serviciu, asta e altceva. Dar așa să te gândești, uite, anul ăsta fac așa sau săptămâna asta am cu tare listă de priorități. Apropo, se spunea, era o idee, că dacă îți scrii o listă de priorități sau o listă de lucruri pe care trebuie să le ai sau trebuie să le faci timp de o perioadă de timp, împăturești bineșor foița, o ascunzi undeva și să o deschizi peste un an, doi și chiar să... Adică și este un lucru curios. Da. Sau vezi că ți-a reușit ceva. Da, depinde. Probabil, da. Ei, înseamnă că nu avem șanse să ne merim noi într-un vreun calendar drept eveniment, că uite, ne-am stabilit o prioritate să inventăm ceva, să realizăm nu știu ce în viața asta, dar în fine, calendarul zilei se pare că nu va fi despre noi, cel puțin vreo 5-10 ani înainte. Apropo, dacă vorbim de calendarul zilei, astăzi este ziua cărților, în care se ziua cărților ilustrat? Cu desene. A, da. Benzi desenate, comicsuri, exact, cum se spun la americani. Da, copiii trebuie să picteze sau să deseneze acele cărți. Să știi că până una alta aceste benzi desenate, cum se numește, că e foarte greu să le spui benzi desenate. Te gândești la altceva. Zici comics, deodată te gândești la supereroi, Spider-Man, Wolverine, Oameni X și așa mai departe. Pentru că la Hollywood este o adevărată criză de inspirație, am impresia, pentru că toate aceste benzi desenate devin filme cu supereroi. Vezi acum Batman vs. Superman, Spider-Man, nu știu ce, Iron Man, Omul Muscă, Omul Furnic, Omul Păianjen. Eu cred că de trebuie care să anunț calendarul zilei. Îți alegi tu un personaj? Hai, să vedem. Să-mi aleg un personaj? Da. Așa, să pe care tu îl sonorizezi, care cumva te caracterizează. Care mă caracterizează. Am vrut să spun Iron Man, dar nu se lasă. Ok, îți alegi ce vrei. Deci așa am să zic, am să ridic un braț în sus și am să fiu ca Superman, știi? Și tu și am să cânt. Pam, 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 pam. Calendarul zilei vine chiar acum să vă salveze de neștire. Pam, 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 pam. Da, uite, cam din asta. Se făcea la 25 septembrie, cu mai mulți ani în urmă. Ecaterina a II-a deschidea în 1733 primul spital public din Rusia. În 1818, britanicul James Blundell a efectuat prima transfuzie de sânge de la om la om. Se năștea în 1969 actrița engleză Catherine Zeta-Jones, posesoarea premiului Oscar.
În 1991 este deschisă Facultatea de Teologie la Universitatea de Stat din Chișinău. Conform calendarului gregorian, până la sfârșitul anului au rămas 97 de zile. Istoria nu se repetă. Istoria continuă. Să vorbim un pic și despre celebrități, acelea care pășesc pe covorul roșu la Hollywood, care pășesc alături de o femeie frumoasă, fie că este partenera din peliculă sau chiar partenera de viață. Pentru exact. Că astăzi, cine este omagiat? Vrei să spui tu că îți place? Vreau să spun despre Will Smith. Da, poți să spui și despre Will Smith, bravo. Michael Douglas. Michael Douglas, da. Douglas, exact. Mai era cineva dintre celebrități, Catherine Zeta-Jones. Soția sa, născută în aceeași zi. Îți dai seama ce competiție trebuie să fie când este ziua de naștere? Între cadouri am vrut să zic. Lucru foarte util. Eu cred că economisesc la capitolul masă, restaurant sau unde alege să-și sărbătorească ziua de naștere. Noi provenim dintr-o perioadă în care mai urmăream filmele cu Michael Douglas și pe casete VHS, care de multe ori erau din piraterie și traduse în regim amator. Și îmi plăcea tare mult când începea un film cu Michael Douglas, acolo se traducea Michel Douglas. Și era în rusești, Michel Douglas, știi, filme, știi, era interesant. Da, nu știu, chiar sunt doi actori preferați ai mei, și în special și Will Smith, îmi place la nebunie atât rolurile în filmele de comedie, cât și în cele de acțiune, chiar și în drama pe care a avut-o și a avut un impact foarte mare. Sigur că da, a fost o redescoperire pentru mine. Pentru mine și pentru toți, cred că, admiratorii săi. Ei, dar vorbim despre Michael Douglas. Apropo, este fiul lui Kirk Douglas, care tot este încă în viață. Dar acum vorbim despre fiul, da? Ce iese din mâță la Hollywood, prinde la public, da. Faceți drum, faceți cărare! Vine Michael Douglas, călare? Păi așa trebuie să fie întâlnit un star de primă mărime în ziua sa de naștere. Welcome to Las Vegas! Nu că ar fi ajuns la vârsta bilanțurilor, dar acest om este dovada longevității în cinematografie. S-ar putea să ni se pară firesc, odată ce este fiul lui Kirk Douglas, un alt mohican al filmului american, care, apropo, s-a împotrivit dorinței fiului de a deveni actor. Din start, Michael s-a aflat în umbră. Lumea îl dorea ca pe tatăl său, adică un macho și un dur. Dar nu a fost să fie. Așa că din 1970 joacă personaje tăcute și sensibile, apoi comedii romantice cu elemente de acțiune și un cunoscător în fashion în condițiile de junglă. În aceste ipostaze îl puteți prinde în seria filmelor Romance with the Stone și Jewel of the Nile, unde joacă alături de Danny DeVito. Oricum, ceea ce poate fi numit apogeul carierei, Michael l-a atins inevitabil în thrillerul Basic Instinct. Deși jocul piciorului peste picior al partenerei sale Sharon Stone se zice că a făcut toată intriga. Nice. În viața de zi cu zi însă, actorul s-a pierdut în farmecele altei femei, poate una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood, Catherine Zeta-Jones, alături de care au trecut peste multe momente frumoase, dar și grele, fie că era vorba de problemele de sănătate, fie de anumite dezamăgiri. În fine, aplauzele și recunoștința Michael Douglas le merită din plin. Face azi 72 și încă mai poate face film. Dar vai, ce se întâmplă cu centrul capitalei noastre europene? În ultima vreme capătă aspect de estul sălbatic, că acolo a apărut și un revolver din acela, dar mare grijă, nu va fi mânuit de pistolari, ci mai degrabă de cei care se pricep foarte bine la frigărui și grătare. Ia vedeți! La o simplă plimbare prin centrul Chișinăului putem descoperi lucruri impresionante. Impresionante periculoase, ar spune unii. Pe strada Ștefan Neaga, de pildă, am găsit un revolver, în interiorul căruia se va face grătar.
construit din fier, acesta e destinat pentru un poligon în afara Chișinăului. Cam are vreo 4 metri în lungime și ca o mașină în lățime. Bate fierul cât e cald. După acest principiu, meșterii și-au încercat puterile, chiar dacă nu erau siguri că îl puteau duce la capăt. Într-o lună l-au dat gata. Și pentru noi era ca un fel de, cum să zicem, un experiment, așa îl putem face. Construcția are o menire clară. Așa se deschide și aici prăjeți carne. Pur și simplu acolo încă nu-i gata și ați fie ca un fel de mangal adevărat pentru carne, mici și mai departe, atât. Chiar dacă încă nu este vopsit și adus în forma finală, obiectul face din ochi multor trecători curioși. Se opresc mașini, trec autobuzuri, tot se opresc, scobor, se uită. Va putea fi oare funcțional vreodată? Dar e cu găini prăjite, așa grill ceva. Toamna este anotimpul în care, uite, apar tot mai multe afecțiuni, mai ales în special primăvara și toamnă, pentru că este schimbul acesta. Trecem de la perioada caldă la cea rece și invers primăvara. În această perioadă, de fapt, apar tot la mai mulți oameni, apar câteva afecțiuni, însă ferice de noi că este un anotimp bogat încă în vitamine. De aceea văzusem undeva un articol în care se scria că trebuie să consumăm împotriva afecțiunilor, împotriva alergiilor de toamnă. Să avem grijă să consumăm brocole, țelină, morcov și mai erau câteva elemente, de fapt toate, și mai ales dovleacul, pentru că dovleacul, el chiar acum trebuie să fie regina mesei, dacă vrei. Dovleacul cu regina, da. Nu prea regele mesei, hai să spunem așa. Ei, lasă, o regina a spus despre dovleac până la urmă, da? Ei, bun, da, dar știi că afecțiuni de toamnă, nervi de toamnă, toamna sună geam, frunze de metal, scârț, crânz, Bacovia, pe acolo. Da. Bun, vedem acum un material destul de util pentru dumneavoastră, ceva de genul paza bună trece primejdearea în vreme de toamnă. Toamna este sezonul fructelor și legumelor, bune pentru sănătate. Dar păzea, numărul mare de nitrați folosiți la creșterea acestora sunt un pericol pentru persoanele alergice. Sunt foarte multe persoane care se prezintă alergii sub formă de rinite, alergii respiratorii, cât și alergii cutanate. Persoana trebuie să fie la un regim alimentar. Prin metoda de excludere se excludă produsele la care face alergie. Dacă vorbim despre alergia la fân, care vă spuneam că este actuală în această perioadă, deci de evitat acele plimbări la aer liber exagerate, da, aș spune așa, și să se adreseze la medic. De știut, alergiile nu se tratează de la sine. Prezentarea la medic e obligatorie, să nu apară complicații. În plus, e nevoie de un regim echilibrat. Trebuie să știi că sunt produse foarte alergizante, aici vorbim despre toate fructele și legumele de culoarea roșie. Mierea de albine este foarte alergică, pieștele, nucile sunt foarte alergice, albușul de la ou. Mucegaiul este și el o cauză în apariția alergiilor, în special toamna, când umiditatea și lipsa soarelui favorizează acumularea lui. Excludem din cameră maxim obiectele care ar atrage praful. Merge vorba despre jucăriile moi, despre covoarele exagerate, pufoase. Noi trebuie să îmbrăcăm mănuși ca să spălăm. Și atunci noi excludem contactul direct cu alergenul. Noi nu putem să tratăm altfel. Deci merge contactul concret cu alergenul. Da, noi am putea, pur și simplu, dacă este, merge vorba despre alergie alimentară, să micșorăm activitatea alergenului prin administrarea la fermenți. Recomandăm să nu facă băi foarte fierbinți, oricum să mențină un regim alimentar, să fie foarte atent la ceea ce mănâncă, să, dacă este în contact cu praf de spălat sau deci să îmbrace numai decât mănuși, să evite contactul cu hainele din lână, deci să nu îmbraci haine din lână, să nu îmbraci haine din sintetică. Să aveți sănătate, că e mai bună decât toate! Pentru următoarea intervenție am nevoie de cafea. Am să fac așa, care a treia din stânga.
Așa o iau, o pun jos și o iau de aici. Ia, priviți, magie. M-așa-n clonat ceașca, dacă vreți. Ei bun, toată această magie poate vine și de acolo sus, dintre stele, unde Galina petrece seară de seară, privind constelațiile, toate procesele astrologice, să vadă cum ne influențează viața de zi cu zi, tarifele la prețurile la benzină, tarifele la lumină și relațiile de business și afaceri, dragoste, tot ce presupune această știință sau pseudoștiință, horoscopul. Neața bună încă o dată! Azi astrele insuflă optimism și prezic noroc în multe domenii. Horoscopul pentru fiecare zodie îl aflați chiar acum. Berbec, astrele vă recomandă să amânați întâlnirile de afaceri pentru că sunteți prea tulburat. Exprimați-vă cât mai clar ca să nu fiți înțeles greșit, încercați să nu mai fiți atât de orgolios. Taur, dimineața aveți tendința să criticați pe toată lumea și să nu vă convină aproape nimic. Vă sfătuim să vă păstrați calmul, evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii și cu persoana iubită. Gemeni, traversați o perioadă favorabilă în care se pare că vă reușește orice. Totuși, vă sfătuim să vorbiți clar pentru a nu lăsa loc de neînțelegeri. Aveți puțină răbdare. Banii pe care îi așteptați vor veni în curând. Rac, este posibil să treceți printr-o perioadă mai dificilă pe plan sentimental. Din fericire, aveți o mare capacitate de comunicare, grație căreia reușiți să puneți lucrurile la punct. Fiți mai atenți la afirmații pe care le faceți. Leu, cu puțină tandreță puteți pune capăt multor tensiuni. Pe plan financiar, nu prea aveți motive de satisfacție. Totuși, puteți fi optimist. După amiază, primiți o sumă importantă de bani. Fecioară, acordați mai multă atenție relațiilor sociale și căminului. În a doua parte a zilei, posibil să fiți invitat într-o vizită la prieteni. Nu ezitați, pentru că s-ar putea să cunoașteți o persoană importantă. Balanță, aveți tendința de a exagera atât în privința relațiilor sentimentale, cât și în ceea ce privește afacerile. Vă recomandăm să nu fiți egoist și să întindeți o mână de ajutor celor care au nevoie. Nu vă neglijați sănătatea. Scorpion, relațiile sentimentale pot avea de suferit astăzi din cauza confuziei care vă marchează. Vă puteți regăsi bună dispoziție într-o vizită la prieteni sau la rude, împreună cu partenerul de viață. Săgetător, nu vă ambiționați singur să rezolvați problemele casei. S-ar putea să întâmpinați dificultăți serioase, așa că ar fi mai bine să acceptați ajutorul celor din familie. Capricorn, s-ar putea să începeți ziua cu un sentiment de profundă nemulțumire pentru că nu reușiți să plecați într-o călătorie de afaceri. Încercați să vă controlați și să acordați, de fapt, mai multă importanță problemelor sociale și sentimentale. Vărsător, păstrați-vă optimismul pentru că perioada dificilă pe care o traversați este trecătoare. După amiază, aflați că s-ar putea să plecați într-o călătorie în străinătate. Pești, nu este momentul să începeți activități noi pentru că riscați să nu le puteți duce până la capăt. Chiar dacă aveți multe de rezolvat, vă sfătuim să nu vă încăpățânați. Astrele prezic, însă totul e la îndemâna dumneavoastră. În diminețile din copilărie, părinții ne trezeau cu vorba: hai măi, că e amează deja! În diminețile noastre, noi vă spunem: hai măi, că e publicitate! Генеральный спонсор передачи Nescafe. Galina, dacă am fi noi întrebați în momentul de față ce avem de gând să gătim, eu nu știu ce, în ce rezervă de inspirație ar trebui să recurg ca să explic toate aceste ingrediente ce caută la noi pe masă. Cert este un lucru, că în această dimineață o să mâncăm sănătos. Da. Cum facem asta? Ne va spune Lucia Gavriliță. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bine ați venit, doamnă! Bună dimineața și mulțumim pentru invitație! Știu că la un moment dat ați fost poate impusă pe alocuri să vă informați și să țineți poate și o dietă, hai să spunem așa, sau să urmați niște prescripții medicale, ca mai apoi să explorați acest domeniu și uite să ajungeți chiar să vă țineți zi de zi să mâncați sănătos. Exact, exact, așa a fost acum aproape 9 ani.
Când fetița noastră a avut o problemă de sănătate, am primit aceste sfaturi de la un medic foarte versat în domeniu. Și de atunci, pe atunci era un regim, acum este un mod de viață. Așa. Noi, totuși, ce o să gătim în această dimineață? În această dimineață o să preparăm un terci, putem să-i spunem și budincă, din semințe germinate și fructe de sezon, fructe sau legume de sezon. Haideți să enumerăm ce avem pe masă, pentru că eu... Așa, eu știu, aici avem dovleac. Și mirosul îl simt. Dovleac. Mai bine să descurcă doamna. Așa. Așa. Deci aici, pe primul rând, avem un, o diversitate de semințe pe care noi le germinăm, pentru că este bine cunoscut faptul că semința germinată își crește potențialul și volumul în nutrienți. Deci avem hrișcă germinată, avem semință de floarea soarelui germinată, semință de dovleac, iar aici avem produsul. Deci ce putem noi obține? Un gen de granola. Deci produsul pe care putem să-l obținem din mixul de semințe germinate și deja cu fructe uscate, fulgi de cocos, deci este un produs fără lapte, fără făină, fără zahăr. De multe ori când scriu pe eticheta ingredientele, sunt persoane care întreabă, dar ce are dacă atâtea nu are? Deci este un produs foarte sănătos. Noi l-am, de fapt eu l-am inventat pentru copiii mei la școală, pentru că de multe ori ei veneau și ziceau, mămica, m-a servit un băiețel cu ciocolată, m-a servit cu o bomboană, eu nu știu ce să-i dau în loc, pentru că nimeni nu vroia un loc dovleac sau morcovi. Și asta, o gustărică pentru copii, da, dar e un baton proteic până la urmă și pentru maturi. Și aici ce avem? Deci aici avem carob sau pulbere de roșcove, îi se mai zice, este un gen de și mirosul și gustul aduce la a cacao. Dar nu conține cafeină, este foarte sănătoasă, are proteina integrală, deci cu tot lanțul de aminoacizi, este foarte indicată celora care nu consumă carne. Aici am struguri kishmiș, tot preparați de noi. Dacă o să aveți ocazia să-i gustați, să vedeți, diferența este foarte mare dintre ceea ce avem pe piață și ceea ce putem prepara acasă. Da, este un gen de strugure fără semință. Și de aia se primesc, deci stafidele se primesc foarte gustoase. Aici avem semințe de chia, este o semință importată. Am auzit despre chia. Foarte bună pentru cei care vor, în primul rând, pentru cele care vor să fie frumoase. Da. Eu m-am dat o papi. Stai, că okay, să nu-ți pare că excelezi la acest capitol. Consumul de chia pe o perioadă de vreo 20 de zile dă rezultate foarte evidente în oglindă. Deci vă uitați în oglindă și în jurul ochilor, aproape că ridurile, microridurile sunt dispărute, întinde foarte bine, tonifică pielea. Iar dar pentru... Cer scuze? Azi modul vedem. De administrare? Nu mănânci așa azi cu lingurița. Azi preparăm de gel. Și la fel pentru cei care au probleme cu articulațiile. Este foarte bun pentru că conține precursorul de colagen. Și e foarte bun pentru, anume pentru ca articulațiile noastre să funcționeze bine. Avem miere de albină pe post de îndulcitor în cazul în care o să avem nevoie. De obicei folosim mai mult fructele. Astăzi banană nu am luat pentru că am vrut să rămânem totuși pe tematica toamnei. Toamnei noastre. Și am luat un susan, vedeți că este cu un pic de apă, este neapărat să fie hidratat vreo 2 ore, ideal 8 ore, pentru a prepara un lapte vegetal din semințe integrale. De ce pun cuvântul principal în discursul meu este integral? Pentru că pe piața noastră se găsește foarte mult susan, se știe că susanul este sursa primară de calciu, dar el este curățat tot, ca să arate bine. Asta nu este decojit, conține toate vitaminele grupului B și ajută foarte mult la metabolizarea calciului. Eu nici nu vreau să întreb cum toate acestea vom crea împreună. Un mix acel terci pentru că... Eu cred că doamna Gavrilță o să ne arate. Haideți să încercăm, mai vorbim, dar de aici improvizăm ceva. Deci o să începem cu prepararea laptelui. Deci în blender o să turnăm cam a patra parte din volumul acestuia apă. Apă filtrată, apă de izvor cel mai bine. Este de consumat apă de izvor. Iarăși tu. Nu, pentru mine.
Pentru că dacă stai să te gândești, uite, câte de toate și toate aceste lucruri trebuie să le cunoaștem și le avem sub năsuc. Da. Noi suntem suficient de lenoși ca să nu căutăm un pic pe internet, să vedem exact despre beneficiile reale a fiecărei semințe. Și despre asta am să rugăm să ne spuneți mai multe, pentru că ne-ați explicat cu lux de amănunte fiecare ce proprietăți are, la ce contribuie. Ia mult timp asta, documentarea asta minuțioasă. Nu, ia, pentru că se face pe parcurs. Până ajungi... Doamna face și traininguri, știi? Da, care... chiar mâine avem un training pentru cei care doresc să cunoască mai mult. Dar nu e nimic complicat. Cu cât e mai simplu, cu atât mai e... accesibil mai și frumos. Pentru ce, da. Și este greu, este ușor să menții un asemenea stil de viață? Nu știu. Eu zic că e posibil. E posibil, dar greu și greu. Știți cum, e dar, relativ. Dar costisitor sau nu? Nu. E mai puțin costisitor. Spuneam mai devreme că fiecare semință consumată conține de la 300 până la 1200 de ori mai mulți nutrienți, ceea ce înseamnă că putem de atâtea ori mai puțin să mâncăm. Deci noi am scăzut foarte mult în consumul, deci ca și volum în consumul de alimentație. De aceea, din punctul ăsta de vedere, se poate vorbi despre o economie. Da. Așa. Cred că pornim... Da, ele se pune. Se poate, da? Se poate, sigur că da. Să fim cât de la zi. Din 35-40 de grame de semințe de... Uite, mai e lapte. Da. S-a primit un lapte pe care îl strecurăm. L-a strecurat, mă pricep. Că mă duceam cu... și... la stână, așa. Și aici noi zero păstrăm, cum o fi, da? Da, da, da. Și cu brânza asta ce face? Cu brânza putem să preparăm, putem să o punem la... Așa? Pot așa să-l strecur? Da, 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 da. Am văzut că v-ați spălat pe mâini și da, sigur că da. Dacă eu îți pregătesc un prosop de cărtie. Așa, frumos, Galina. Așa. Așa. Pulpa o punem aici pentru semi-fabricat de terci. Aha! Da, 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 tot se folosește. Totul se folosește, nimic nu se aruncă. Da. Măi, sau se poate face o mască pentru față. Așa, aici e mai interesant. Da, mască cu masca de față, da, știi că masca... Vă ajut eu imediat, dar vă rugăm, poftim. Asta pot să o duc la chiuvetă, cred. Deci laptele nostru este gata. Este așa o culoare foarte frumoasă și soțul meu prima dată... Dar parcă e proaspăt mult dacă stai așa și spumă. Da, e cu spumă. Și cu spumă, da. Soțul zicea că e mai repede să mulge așa decât o căpriță sau o băcuță. Și e foarte sănătos. Se zice că laptele din caju este pe primul loc după conținutul de calciu. Ia stați. Doriți să gustați? Doresc să gust. Chiar sunt curios. Un pahar chiar. M-am gândit poate cu lingura. O lingură? Hai de gând. Te-ai turnat în pahar. Doar că e de pe jos din bolul ăsta. Ține un pic. Haideți să facem așa. Ia. Iată așa. A, da, 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 da. Mi-ajunge, doamnă. Așa, din curiozitate, dar vă dau eu un șervețel imediat. Așa. Galina, ca de obicei, domnișoarele întâi, da? Da. Da? Lasă, eu știu și ce o să faci. Lapte de susan? Da. Hai să vedem. Hai că mai avem terci de făcut. Nu chiar așa. O le faci gust celor de acasă. Bine. E lapte de susan. Cred că voi continuați. Da. Așa, haideți să deci, următoarea etapă îmi trebuie lingura. Poftiți. Deci, următoarea etapă, noi pur și simplu o să mixăm semințele pe care le avem. Deci... Hrișcă încolțită, un pic de semințe de floarea sarelui, la fel. Da, puteți să-mi dați semințe de așa, puteți puneți un pic, tot așa, jumătate, ca... Acestea le punem sau nu? Nu, deocamdată. Ele sunt biscuiți. O să punem un pic de chia, cum spuneam, deci undeva două linguri. Semințele de chia au proprietatea de a se mări în volum. Cu cât mai mult stau în apă sau în lichid, cu atât mai mult cresc. De ele se consumă și în altă formă? Nu, în mare parte în budincă am văzut. Deci se consumă cam așa, o să punem trei linguri. Așa. Și anume această budincă ajută la... Da, da, la frumusețe, da. Așa, un pic de... Deja ți-ai făcut timp pentru chia. Știi că îmi pare interesant. Am auzit de chia foarte mult și de asta mi-a mai spus și doamna Gavriliță și chiar m-a convins. Așa, am pus ceea ce am computat noi. Haideți cu cacao. Să punem un pic de dovleac. Dovleac. Da. Încă un pic. La fel în...
crud? Așa. Totul crud. Totul crud. Deci mâncarea crudă este mâncarea care vindică, despre care spunea Hipocrate. Știți că el spunea că mâncarea să vă fie medicamente și medicamentele să vă fie alimente. O să punem un pic pe post de îndulcitor, un pic de... Kişmiş. Kişmiş. Stafide. Am reținut stafide. Tot. Da. Așa. Și cam atât. Dacă copilului îi place, dacă copilor le place miere sau mai dulci, puneți un pic de miere, adăugați separat. Dacă nu, atunci ne descurcăm cu ce avem. Este foarte important să stea un pic, da? A, așa. Așa. E bine, putem să lăsăm direct pe șervețel. La culoare încă nu prea îți face din ochi, pentru cel care nu a văzut, nu vede atât de des. Dar el are o nevoie de ceva, deci timp ca să, o stea, să ca se omogenizeze. Deci un pic să se omogenizeze și ca să prindă... deci semințele de chia, cum spuneam, ele trebuie să-și mărească volumul. Aha, am înțeles. Da. Cum spuneam, mi-a trezut curiozitatea aceste... Se se moaie. La fel cum se o face degustat. În caz... Se poate degusta? Da, eu deja? Cred. Haideți să vedem lăptișorul, dacă e destul de... Așa? Liviu, eu zic că e bine acolo cu să ai cred că o lingură. Mie îmi plac stafidele. Eu am acasă stafide. Nu, nu, la terci, la terci. La terci, dar sunt așa cu spație. Ce, încercăm așa? Da. Ok. Yeah. Și eu iarăși trebuie să fiu cea care am grijă de șervețel. Spune un pic mai dulce. Ar trebui un pic, cel puțin pentru stomacul unui sau papilele mele gustative, care pentru prima dată. Știți așa. Că nimic nu este mai greu pe lumea asta decât să descrii o stare pe care nu ai simțit-o până acum. Da, chiar și da, gustativă. Da, da, da. Deci, deocamdată este senzația de cruditate, ceea ce și era de înțeles. Da. Așa. Și vreau să iau așa, cumva, dacă se poate, mai consistentă. Luați un bol și serviți în bol. Un pic o să trebuiască să mai așteptăm un pic pentru chia. Să ia să mai crească. Avem tot timpul la dispoziție. Hai să vă întreb un pic din casă, dacă e posibil. Da, da, da. Aveți un soț, aveți doi copii frumoși, să vă trăiască. Mulțumim. Când vorbim despre bărbați, e clar că acea situație oarecum v-a impus ca să trecem la un astfel de regim. Dar soțului câteodată nu-i vine așa o poftă? Când mergeți în vizită la rude, de exemplu, când mesele sunt copioase, nu-i vine așa o poftă de... Nu știu, deci, în primul rând, de câte ori ne ducem la rude, ne ducem sătui. Ah. Eu îi hrănesc atât de bine acasă, încât nu vă imaginați. Deci le dau porții dublă la fiecare. După care, întotdeauna am un preparat pe care îl iau cu mine în ospeție. De obicei, salată. Salată poate fi salată olivier, versiune vegană. Da. Sau oricare altă salată. Ne place foarte mult salatele de morcovi, salatele de sveclă, pur și simplu crude și marinate. Și servim pe toată lumea. Toată lumea vorbește foarte mult despre salata noastră. Uite de ce ne-am întâlnit la acea vizită. Să înțeleg că sunteți cea care, când mergeți în ospeție, pe ospeți, mergeți cu salată. O să vă mai invităm. E un obicei american. La ei așa am învățat. Eu cred că noi putem să mai punem un pic ca să... Dovleac. Da, să facem așa mai veselă cășuța noastră de astăzi. Cășuța veselă. Da. Așa, și puteți să luați, Livie, puteți să luați așa mai... Mai consistent, da? Da. Eu cred că deja am nevoie de furculiță. Nu? Sau se poate și cu lingura? Eu cred că o să-mi iau așa. Pune așa în bol. Așa, o să-mi iau două. Astăzi o să-mi permit să mănânc săpap sănătos. Totul este vegan. Înțeleg că carne totuși nici sub o formă. Da, nu folosim nimic de origine animală. Ok. De aici noi cu ce e compensată carnea din ceea ce avem pe masă? Este cunuci. Da. Bun. Deci cunuci, semințe de floarea soarelui. Hai, poftă mare. Mersi frumos, Galina. Cum? Seamănă cu iepuraș? Da, cam așa. Mie mi-a trezit curiozitate și mie nu pot să mă uit. Lipsește dulceața. Nu-mi place, da, dovleacul. Păi puneți dulceața, întotdeauna îi zic să fie separat pusă, da. Da. Uite, tu poți să-ți pui la tine în farfurie, uite, te ajut eu un pic de miere.
Înțeles. Este, cred că, primul efect, când atunci când simți că ceva lipsește. Dar după aceea, organismul te răspătește. Am citit într-un articol în care spuneați că el are capacitatea de a-ți mulțumi pentru ceea ce îți oferă. Exact, exact. Asta ar însemna că avem mai multă energie, mai multă putere, mai multă forță. Și mai multă sănătate. Și mai multă sănătate. Se tratează organismul din interior și scapi de niște probleme de sănătate pe care, deci cu care tu te-ai obișnuit să trăiești pe parcursul anilor, neștiind că asta este problema ta de sănătate. De exemplu, de câte ori mă plecam și mă ridicam brusc, simțeam o ușoară amețeală și mă gândeam că asta e ceva normal. Trebuie ceva normal, așa sunt eu. Asta mi-a dispărut acum și văd cât este de confortabil să te ridici, să te apleci de câte ori vrei pe zi, de cu ce viteze dorești. Și nu mi se mai întâmplă așa ceva. Sau, de exemplu, când mergi pe stradă, uneori îți dă de știri că mai ai ceva pe aici, prin burtică, știți? Dar cu așa mâncare nu simți nimic. Eu, sinceră să fiu, nu mănânc dovleac. Nu mănânc sub nicio formă, de când mă țin minte, de micuță refuzam și plăcinta cu dovleac. Nici în plăcinte, Gala? Nici în plăcinte, nici sub o formă. Dar mie mi se pare interesant această combinație. În combinație cu asta, apropo, tot așa pot să meargă bine. Se respectă ca și masa tradițională, dejun, prânz, cină? Se respectă, da. De obicei, noi la dejun avem așa o băutură foarte miraculoasă. Următoarea dată pot să vin să o prepar aici. Este din plante sălbatice. Îmi place foarte mult tema aceasta. Pot să deschid și să gustați și, și această băutură. Este un pahar, sigur că da. Deci e un mix de plante verzi cu fructe de sezon. Plante sălbatice, asta ce ar însemna? Urzică, păpădie, troscot, lobodă. Da, toate se consumă. Absolut. Iarba preferată pentru rățuște, când le scatem troscot. Cele mai bune le dăm la animale. De obicei asta facem. Dar în jurul nostru avem tot de ce avem nevoie pentru ca să fim sănătoși, să ne alimentăm sănătos. Liviu, eu te rog frumos, servești încerci să-mi spui că ai nevoie de miere. Așa, bine. După cât timp vedem efectul? Pentru, uite, am mâncat acest bol. Imediat efectul acum, vine, Galina. Ia uitați-vă. E bun? E foarte bun că uitați pe calbe până la urmă. O să radiem știi, de exact sănătate. Exact ca la vinul, știi? Îmi simt buchetul acesta și zic, troscot. Eu troscot, cred că iarbă, mohor. O să avem, pentru că e început de săptămână, eu cred că o să avem energie pentru toată săptămâna și sănătate. Da, mai important. Da. Asta cel puțin, că dacă intri în acest ritm, nu trebuie să-l întrerupi. Pentru că nu te pedepsește organismul imediat. Nu, deci poți câteodată să păcătuiești, cum zic eu, dar atâta timp cât acesta nu este frecvent, e permisibil. Stimată doamnă Gavrilisă, vă mulțumim frumos că ați venit astăzi la noi. Data viitoare așteptăm o altă rețetă, la fel de ingenioasă. Și poate băutură, poate fel principal de mâncare. De ce nu? Mulțumim frumos încă o dată. Sănătate multă, vă dorim. Iar voi, ce de acasă, concluziile de rigoare le-ați făcut. Dacă îi dai organismului mâncare sănătoasă, te răsplătește înzecit. Exemplul l-aveți chiar aici. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Vă salutăm încă o dată, suntem la bucătărie unde deja v-ați obișnuit că de fiecare dată menținem acea idee de zâmbet, frunți descrețite și filmulețe amuzante. Îmi cer scuze, eu nu m-am putut abține. Măcar că e dimineață, dar eu toamna o iubesc și dimineața. Să știi că în limbajul tehnic aceasta se numește recuzită. Recuzită, așa. Nu trebuie să o mănânc? Nu trebuie să introduci niciun fel de modificare în ceea ce privește structura ei. Bine, noi continuăm cu alt filmuleț amuzant. Desigur, o plimbare în parc. Nu știu cine pe cine a scos la plimbare în acest caz, dar priviți cât este de trendy și de fashion să mergi așa pe drum, să te uiți să vezi priveliștea. Eu cred că cățelul totuși merge la plimbare cu cea mică. Da. Dar nu e cățel, e coșcogeamite. Coșcogeamite.
S-ar spune că... Da. Vai, dar ei sunt stelați, stelați, tu îi vezi? Uite. Și sunt cei mai buni prieteni. Normal. Bănuiesc. Uite, și fără ochelari. Știi că respect acest trend. Dacă nu-i soare afară și dar vezi că el soare. Are un accesoriu la gât. Uh-huh. Ea are ceva pe cap, un accesoriu. Mm. La fel, hăinuța cumva se... sunt, vezi, din punct de vedere stilistic, aș spune că ei chiar se pupă. Poate scoți cățelul la încercare vină n-are. O să mă gândesc. Dacă găsesc un cățel la fel de cunoscător în domeniu, hai să spun așa, apt în domeniu. Stilist. Stilist. Bine. Nu. Întreb cățelul despre felul cum ți-a ales ție ținuta jertfa. Și așa va fi. Dacă va lătra de două ori, bine, dacă odată nu. Ah, ce super o să iasă. Ingenios. Bun. Despre alt cățel, unul mai tolerant, așa, cu copiii. Și despre un pisic căruia îi se pare că e Bruce Lee în anii de tinerețe. Așa. Și dintr-o simplu atacere. Acum mi-am dat seama de unde chinezii s-au inspirat pentru artele marțiale. Da. Eu bănuiesc că, știi cum este, era o poză cu un sportiv cu o masă musculară foarte, foarte mare, arăta chiar, nu știu, câte kilograme deci avea, și cineva mic, știi, că îi spune, doar acesta doar îi pune mâna pe cap și spune, du-te. Bine. Într-un final, sportivul tău musculos din imagine se pare că a cedat insistențelor lui mai mic. Știi că dacă cel mai mic este suficient de istâț și este în condiții de stradă, îi dă una unei greu și voinicului. Din propria experiență? Nu, dar în școală trebuia să știi să te aperi. Dar asta e deja o altă poveste. Continuăm să vorbim tot despre pisici. Mm. Pentru că, uite, am vorbit, apropo, în emisiunile anterioare despre Guinness Book, despre Cartea Recordurilor. Guinness, și, da. Uite, când noi ne-am lăudat și noi, Moldova are... Cu ce? Are cu ce să... și are destule mențiuni în acea carte. Dar însă acum vorbim faci, despre, da, tot, vorbim despre pisici. Despre pisici, vorbim despre China, acolo unde cineva are două locuri, hai să spun așa, două mențiuni în Cartea Recordurilor, într-o familie. Cea mai mare pisică, cea mai mică pisică sau ce alte calități poți aibă? Cea mai lungă coadă, nu te-ai gândit? Nu, nu m-am gândit. Ia să vedem. Ia să vedem. În partea aceeași casă au aceiași stăpâni și ambele câte un titlu în Guinness Book. Un cuplu din America are motiv de mândrie. Pisicile le-au adus acasă câte o diplomă, una pentru cea mai lungă coadă, iar alta pentru înălțimea incredibilă. Deținătoarele celor două recorduri mondiale împart și aceeași cameră. Proprietarii au avut grijă să le amenajeze una pe potriva lor. Cygnus a intrat în ediția 2018 Guinness Book. Coada sa măsoară 44,66 de centimetri. Stăpânii sunt foarte atenți atunci când închid ușile pentru a evita momentele neplăcute. Iar uneori, pisoiul poate și să răstoarne câte ceva, accidental. Arcturus este recunoscut pentru statura sa. Motanul de 2 ani are o înălțime de 48,4 cm și 30 de kg. Stăpânii pot doar să se mândrească cu asemenea prietenii patrupezi. Ei, și ca să nu stați așa pur și simplu, să vă uitați la doi oameni frumoși și deștepți și talentați, deși este un efect și de la asta, vă motivăm și noi să fiți exact ca noi. Și dacă vi se pare că este foarte ușor să te trezești dimineața și să comunicăm cu voi, să vă transmitem multe informații, înseamnă că emisiunea noastră poate fi considerată misiunea îndeplinită. De succes! Vă răsplătim fidelitatea, mai ales pe telespectatorii care sunt în fiecare dimineață alături de noi și care știu chiar ce facem noi zi de zi. Și când o facem asta mai exact? Pentru că întrebarea zilei de astăzi, vă rog frumos, stimați telespectatori fideli, numiți ora de emisie la dimineața la RTR. Ne trezim de vreme. Asta știți. Ultimul indiciu. Atât. Răspunsul îl așteptăm pe pagina asta de Facebook, acolo unde ne dați și un like paginii dimineața la RTR, dar și răspunsul corect și vă alegeți cu o invitație la teatru de păpuși, Teatrul Municipal de Păpuși Guguță, pentru două persoane. Sigur că da, în acest weekend, ca să nu vă plictisiți. Iar acum, dacă vorbim de plictiseală, tot o dăm la o parte, pentru că urmează o rubrică așa mai interesantă în care beții bărbați din showbizul nostru sunt puși la grea încercare de stiliști, modelieri și cum se mai numesc. De mine mai da. Cu seamă, pentru că, într-adevăr, cei care în weekend vor merge la teatru sunt dintre cei care merg să fac shopping. Mai puțin bărbații, pentru că am văzut că chiar este un chin pentru ei și nu le prea place shoppingul. Asta este. Încercarea vine în are chiar și cu Galina.
Salutare, prieteni! Încercarea vinănare a pregătit o nouă provocare. De această dată m-am gândit să fac umor. Și ce ar fi dacă o să merg la Comedy Chișinău? Iar pentru a merge acolo și pentru a ajunge la un interviu de angajare, vă ruga pe Anatol Cotrobai, cel care îmi va lege ținuta în această dimineață. Salutare! Salut, salut, Greș! Știu că este important pe scenă, de fapt, să arăți bine, dar și umorul. Da, evident, uite care e situația. În primele 10-15 secunde, în momentul în care apare în scenă, lumea te analizează, pentru că ce reușești tu să spui în câteva clipe? Bună seara, dragi prieteni, mă bucur că am venit sau mă bucur că ați venit, vreau să vă spun ceva, am pregătit o temă. Deci în astea 15-20 secunde, în principiu, lumea te analizează cum arăți și după care ce informație sau ce produs bun, interesant, o aduci publicului. Tu mi-alegi mie ținuta și eu vin la Comedy și eu trebuie să trec cu briu interviu. Stai, dar pentru Comedy eu înțeleg așa o ținută, că spui și mie ținută. Ok, succes! Nu știi, Găliuș, eu sunt în brac. Eu chiar sunt în brac. Începem din tâi. Tu dezbrac în timp. Până șapte eu sunt în brac. Mie de două ori nimic complicat. Pentru că de ce eu cu soția mea, eu așa fac. Eu așa lege și zic, asta e bun, asta nu. Și respectiv am dacă eu n-am sunt în brac cum trebuie, eu zic, și mă, cu ce e lest acolo? Anatol, tu de obicei arunci mulți bani pe haine? Nu. Mie nu-mi plac lucrurile ieftine, asta e unul la mână. Dar am avut o situație, am unul de mult, foarte și foarte amuzantă. Deci eu trebuie să conduc un eveniment în care dress code-ul era alb și roșu. Vreau să spun că nicăieri în Chișinău nu putem găsi un sacou roșu. Până la urmă am găsit într-un mall. Apropo, am cel mai scump sacou din toată garderoba mea. Dacă toate sacourile stau unul lângă altul, ăsta stă împachetat. Și lângă desele, el e tata sacourilor. Și apropo, da, evenimentul, nu mi-a răscumpărat sacou. Ola Evoane, Ola Evanire. Deci eu aș fi vrut să combin asta cu asta. Vezi, am luat câteva perechi de pantaloni ca să văd care arată. Nu, pătățele cu linii cred că nu o să meargă. Dar e ca asta, cu asta cred că o să fie bine. Ce facultate ai făcut? Eu sunt diplomat. Sunt diplomat, eu am absolvit facultate de relații internaționale, științe politice și administrative. Înțelegi, umor mine a fost mereu alături de noi, de mine și de colegul meu Vlad, pentru că noi ne-am cunoscut în clasa a 5-a, în școală. Noi am făcut teatru la doi profesori diferiți, după care în liceu am nimerit în aceeași clasă. Acolo am făcut deja TVC, spectacole și am nimerit împreună. După care am intrat în KVN, am jucat KVN-ul Liga Rusească aici, în Moldova, am câștigat-o și în facultate, apropo, la relații internaționale, noi făceam TVC-uri, baluri de absolvire, baluri bobocilor și discoteci organizam. Inițial, hainele noastre nu ne spăreau că arătau bine, acum sunt niște filmări foarte vechi, noi, uite la te! Arătam foarte noastre. E ca la cușmulița ce o să meargă pe tot ieri. Să-ți meargă, eu sunt eu acasă. Știi ce? La stiliștii să gândească, dar eu să leg asta. Tu у меня будешь модницей. Din toată inima mea. Ok. Pentru drumurile Moldovei. Da. Să le port sănătoasă, să fie buznarele pline cu rublicii. Сейфул. Это когда не раз сейф где ты это инима, что с пой коду. Анатол, что я себе сделал с остановки. Здесь кидит, да? Что? Ну, там же Майсон. Ши, евидентка, о, камешуечка. Фомаса, карикет, сарптест, сидзбил. Я мерк с пробез, дупа, видим результату. Dacă vin așa și vreau un comedy? Eu vin să trimit acasă în calținat, în calțăminte și stilon. Ok. Dar hai să într-adevăr să văd care e paltonaș, mie mi-ar plăcea într-adevăr să văd. Pentru vreme rece, da? Pentru vreme rece, pentru că normal în scenă tu stai așa, nu-ți mai trebuie palton, dar totuși vorbim și până ajunge la noi. Damn, babe, you gon' kill him like that. My girl, superwoman, I'm a villain about that. Ooh-wee. You the one suggested that we make... Dacă ne-a ieșit ținuta sau nu? Da. O să ne spun un profesionist care îți dă și o notă. Da.
Da, tehnologie. Îmi place ținuta adoptată de Anatol. Vreau să remarc dungile de pe cămașă. Îți arată o imagine mult mai înaltă, pare mult mai înaltă în fața camerei și în realitate. Tocurile le-aș fi înlocuit cu ceva stiletor, dar dacă vorbim de clasic. De geantă, îmi place combinația florală. Este una preferată și de mine, posibil preferată și de femei. Și o consider chiar foarte bine în această ținută, în această compoziție. Ter general i-aș da o notă mărișoară, nota 8 i-aș da. Dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Văzusem un articol în care se scria cum să începi săptămâna în forță și de ce ziua de luni este considerată cea mai grea. De fapt, acolo era un contraargument și se spunea că, uite, ziua de luni de fapt nu este cea mai grea, dar din potrivă este cea mai frumoasă. După o duminică în care te-ai relaxat, în care ți-ai pregătit totul pentru a doua zi, de fapt așa, varianta ideală ar trebui să fie. Așa că nu vă mai văicărați că e luni și că nu vă merge. Mi-am adus aminte și de bancul acela în care era doar o zi de muncă lucrătoare și era miercurea, în toate celelalte zile se gândeau ce o să facă în acea zi de miercuri, la care unul întinde de mâna sus, dar și chiar azi lucream în toată miercurea. Știi? Un banc foarte interesant, puteți să-l citiți în întregime, dar nu vorbim de bancuri, lucruri serioase, în măsura seriozității și exigenței, echidistanței și obiectivității selectate de colega noastră. Camelia știi și în această dimineață. Salutare! Bună dimineața, colegi! Atenție, șoferi! Se majorează tarifele pentru polițele RCA și Cartea Verde. A fost adoptată o hotărâre în acest sens. Astfel, costul pentru RCA se va mări cu 25 de lei, iar cel pentru Cartea Verde în funcție de teritoriu. În zona 1, asigurarea va fi de 38 de euro, cu 3 euro mai mult. În zona 2, prețul a crescut de la 215 la 260 de euro, iar în zona 3, de la 563 la 580 de euro. Ultima dată, tarifele au fost majorate la finele anului trecut. Veste îmbucurătoare pentru țara noastră. În prima jumătate a lui 2017 a fost înregistrat cel mai mic deficit bugetar din ultimii 15 ani, de numai 0,07%. Pentru anul curent se estima un deficit bugetar maxim de 4,2 miliarde de lei, dar s-a constatat o sumă de 101,5 milioane de lei. Acest lucru e datorat creșterii venitului în stat mai rapid decât cheltuielile. În ianuarie-iunie 2016 acesta a fost de aproape 25 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au constituit mai puțin de atât. Trecutul încă nedescoperit, o echipă de cercetători au desfășurat o misiune științifică între anii 2015-2017 la fundul Mării Negre, iar zilele trecute au prezentat rezultatele. Au fost găsite vase naufragiate din epoca romană, bizantină și otomană. Acestea sunt în stare perfectă și conservează istoria a două milenii de navigație. Cele mai vechi dintre ele datează din secolul 4 și 5 înainte de Hristos. Specialiștii au extras ancore monumentale și alte obiecte pentru studiu. Ar putea apărea și a 196-a țară de pe glob. Este vorba de o insulă inundată de deșeuri din Oceanul Pacific. Inițiativa aparține unor activiști de mediu care speră să remedieze problema poluării în cazul în care zona va fi recunoscută ca țară. Potrivit statisticilor, 8 milioane de deșeuri ajung anual în oceane, din cauza cărora un milion de păsări mor. A fost realizat chiar și un steag al viitoarei țări. O sticlă de plastic plutește pe un fundal alb și albastru. S-a inventat și moneda și chiar modelul de pașaport. A fost creată o petiție care urmează să strângă 100.000 de semnături pentru ca zona de gunoaie să fie recunoscută drept țară. Îi place și lui shoppingul. Vorbim despre un papagal din Marea Britanie care, imitând vocea stăpânii sale, a făcut o comandă de pe Amazon. Acesta a vorbit cu asistentul vocal al companiei și a cerut cutii în valoare de 11 lire. Boxa, prin intermediul căreia papagalul buclucaș a făcut cumpărături, era utilizată în casă doar pentru a asculta muzică. Nici chiar stăpânii nu au comandat nimic niciodată de pe acest dispozitiv. Vremea astăzi este favorabilă, însă temperaturi mai reci, de până la 24 de grade Celsius, iar presiunea atmosferică va fi ridicată.
Banca Națională a emis pentru 25 septembrie un curs de 21 de lei și 31 de bani pentru un euro. Dolarul poate fi schimbat cu 17 lei și 83 de bani, rubla rusească cu 30 de bani, iar leul românesc cu 4 lei și 64 de bani. Noi vă oferim alt fel de știri, voi alegeți ce urmăriți. Stați aproape! Pentru următoarea intervenție am nevoie de cafea. Am să fac așa, care a treia din stânga. Așa o iau, o pun jos și o iau de aici. Ia, priviți, magie. M-așa-mi clonat ceașca, dacă vreți. Ei bun, toată această magie poate vine și de acolo sus, dintre stele, unde Galina petrece seară de seară, privind constelațiile, toate procesele astrologice, să vadă cum ne influențează viața de zi cu zi, tarifele la prețurile la benzină, tarifele la lumină și relațiile de business și afaceri, dragoste, tot ce presupune această știință sau pseudoștiință, horoscopul. Neața bună încă o dată! Azi astrele insuflă optimism și prezic noroc în multe domenii. Horoscopul pentru fiecare zodie îl aflați chiar acum. Berbec, astrele vă recomandă să amânați întâlnirile de afaceri pentru că sunteți prea tulburat. Exprimați-vă cât mai clar ca să nu fiți înțeles greșit, încercați să nu mai fiți atât de orgolios. Taur, dimineața aveți tendința să criticați pe toată lumea și să nu vă convină aproape nimic. Vă sfătuim să vă păstrați calmul, evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii și cu persoana iubită. Gemeni, traversați o perioadă favorabilă în care se pare că vă reușește orice. Totuși, vă sfătuim să vorbiți clar pentru a nu lăsa loc de neînțelegeri. Aveți puțină răbdare. Banii pe care îi așteptați vor veni în curând. Rac, este posibil să treceți printr-o perioadă mai dificilă pe plan sentimental. Din fericire, aveți o mare capacitate de comunicare, grație căreia reușiți să puneți lucrurile la punct. Fiți mai atenți la afirmații pe care le faceți. Leu, cu puțină tandreță puteți pune capăt multor tensiuni. Pe plan financiar, nu prea aveți motive de satisfacție, totuși puteți fi optimist. După amiază, primiți o sumă importantă de bani. Fecioară, acordați mai multă atenție relațiilor sociale și căminului. În a doua parte a zilei, posibil să fiți invitat într-o vizită la prieteni. Nu ezitați, pentru că s-ar putea să cunoașteți o persoană importantă. Balanță, aveți tendința de a exagera atât în privința relațiilor sentimentale, cât și în ceea ce privește afacerile. Vă recomandăm să nu fiți egoist și să întindeți o mână de ajutor celor care au nevoie. Nu vă neglijați sănătatea. Scorpion, relațiile sentimentale pot avea de suferit astăzi din cauza confuziei care vă marchează. Vă puteți regăsi bună dispoziție într-o vizită la prieteni sau la rude, împreună cu partenerul de viață. Săgetător, nu vă ambiționați singur să rezolvați problemele casei. S-ar putea să întâmpinați dificultăți serioase, așa că ar fi mai bine să acceptați ajutorul celor din familie. Capricorn, s-ar putea să începeți ziua cu un sentiment de profundă nemulțumire pentru că nu reușiți să plecați într-o călătorie de afaceri. Încercați să vă controlați și să acordați, de fapt, mai multă importanță problemelor sociale și sentimentale. Vărsător, păstrați-vă optimismul pentru că perioada dificilă pe care o traversați este trecătoare. După amiază aflați că s-ar putea să plecați într-o călătorie în străinătate. Pești, nu este momentul să începeți activități noi pentru că riscați să nu le puteți duce până la capăt. Chiar dacă aveți multe de rezolvat, vă sfătuim să nu vă încăpățânați. Astrele prezic, însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Această lună de toamnă, care nu este ultima lună de toamnă, dar va fi cea mai plină de publicitate. Генеральный спонсор передачи Nescafe. Dar vai, ce se întâmplă cu centrul capitalei noastre europene? În ultima vreme capătă aspect de estul sălbatic, că acolo a apărut și un revolver din acela, dar mare grijă, nu va fi mânuit de pistolari, ci mai degrabă de cei care se pricep foarte bine la frigărui și grătare. Ia vedeți!
La o simplă plimbare prin centrul Chișinăului putem descoperi lucruri impresionante. Impresionante, periculoase, ar spune unii. Pe strada Ștefan Neaga, de pildă, am găsit un revolver, în interiorul căruia se va face grătar. Construit din fier, acesta e destinat pentru un poligon în afara Chișinăului. Cam are vreo 4 metri în lungime și ca o mașină în lățime. Bate fierul cât e cald. După acest principiu, meșterii și-au încercat puterile, chiar dacă nu erau siguri că îl puteau duce la capăt. Într-o lună l-au dat gata. Și pentru noi era ca un fel de, cum să zicem, un experiment. Așa-l putem face. Construcția are o menire clară. Așa se deschide și aici prăjeți carnea. Pur și simplu acolo încă nu-i gata și să fie ca un fel de mangal adevărat pentru carne, mici și mai departe, atât. Chiar dacă încă nu este vopsit și adus în forma finală, obiectul face din ochi multor trecători curioși. Se opresc mașini, trec autobuzuri, tot se opresc, se cobor, se uită. Va putea fi oare funcțional vreodată? Dar e cu găini prăjite, așa grill ceva. Toamna este anotimpul în care, uite, apar tot mai multe afecțiuni, mai ales în special primăvara și toamna, pentru că este schimbul acesta. Trecem de la perioada caldă la cea rece și invers primăvara. În această perioadă, de fapt, apar tot la mai mulți oameni, apar câteva afecțiuni, însă fericire noi că este un anotimp bogat încă în vitamine. De aceea văzusem undeva un articol în care se scria că trebuie să consumăm împotriva afecțiunilor, împotriva alergiilor de toamnă. Să avem grijă să consumăm brocole, țelină, morcov și mai erau câteva elemente, de fapt toate, și mai ales dovleacul, pentru că dovleacul, el chiar acum trebuie să fie regina mesei, dacă vrei. Dovleacul cu regina, nu prea regele mesei, hai să spunem așa. Ei, lasă, o regina a spus despre dovleac până la urmă, da? Ei, bun, da, dar știi că afecțiuni de toamnă, nervi de toamnă, toamna sună în geam, frunze de metal, scârț, crânz, Bacovia, pe acolo. Da. Bun, vedem acum un material destul de util pentru dumneavoastră, ceva de genul paza bună trece primejderea în vreme de toamnă. Toamna este sezonul fructelor și legumelor, bune pentru sănătate. Dar păzea, numărul mare de nitrați folosiți la creșterea acestora sunt un pericol pentru persoanele alergice. Sunt foarte multe persoane care se prezintă alergii sub formă de rinite, alergii respiratorii, cât și alergii cutanate. Persoana trebuie să fie la un regim alimentar. Prin metoda de excludere se excludă produsele la care face alergie. Dacă vorbim despre alergia la fân, care vă spuneam că este actuală în această perioadă, deci de evitat acele plimbări la aer liber exagerate, da, aș spune așa, și să se adreseze la medic. De știut, alergiile nu se tratează de la sine. Prezentarea la medic e obligatorie, să nu apară complicații. În plus, e nevoie de un regim echilibrat. Trebuie să știi că sunt produse foarte alergizante, aici vorbim despre toate fructele și legumele de culoarea roșie. Mierea de albine este foarte alergică, pieștele, nucile sunt foarte alergice, albușul de la ou. Mucegaiul este și el o cauză în apariția alergiilor, în special toamna, când umiditatea și lipsa soarelui favorizează acumularea lui. Excludem din cameră maxim obiectele care ar atrage praful. Merge vorba despre jucăriile moi, despre covoarele exagerate, de pufoase. Noi trebuie să îmbrăcăm mănuși ca să spălăm. Și atunci noi excludem contactul direct cu alergenul. Noi nu putem să tratăm altfel. Deci merge contactul concret cu alergenul. Da, noi am putea, pur și simplu, dacă este, merge vorba despre o alergie alimentară, să micșorăm activitatea alergenului prin administrarea la fermenți. Recomandăm să nu facă băi foarte fierbinți, oricum să mențină un regim alimentar, să fie foarte atent la ceea ce mănâncă, să, dacă este în contact cu praful de spălat sau deci să îmbrace numai decât mănuși, să evite contactul cu hainele din lână, deci să nu îmbrace haine din lână, să nu îmbrace haine din sintetică. Să aveți sănătate, că e mai bună decât toate!
Neața, încă o dată, să știți că uneori la noi în platou se întâmplă magie, așa cum mai face și colegul nostru câteodată. Dar uneori avem magie cu sclipici, nu uneori, dar în această dimineață vreau să spun. Magie cu sclipici? Eu știu de fete cu sclipici. De mine ai în vedere. Ok, no. Dragi telespectatori, în această dimineață avem lângă noi o tânără mai deosebită, care are un talent deosebit în ale picturii, Raisa Alexa. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, bine ați venit! Spune-ne ce vom face în această dimineață, pentru că ea nu a venit singurică, dar vedeți că avem și o coală de hârtie. Neagră, nu știu de ce, ne va spune ea, probabil. Bine ai venit! Astăzi o să desenăm cu sclipici. Așa, o să ne facă portretul nostru. Uite, eu am invitat-o pentru asta. Mă gândeam ce nu ajunge platoului nostru și uite... Un portret cu doi prezentatori. Cu sclipici. Cu sclipici. Raisa, tu pe lângă tablourile pe care le faci, mai faci și designer interior. Da. La fel este o pasiune. Și nu numai design, decor, design. Îmi spui de unde pasiunea aceasta pentru pictură o ai? Din copilărie. Aveam 9-10 ani, eram în vacanță de vară și am început brusc să desenez și desenam totul, tot ce vedeam, tot ce îmi plăcea, în fiecare zi desenam, până când nu s-au terminat foile din album, dar nici atunci nu m-am tristat mult, da, am început să rup copertele de la și hârtiile din caiet și desenam deja pe coperte, da. Asta pierderi de hârtie, de maculatură pe atunci. Cred că da. E genul acela când îți descoperi o pasiune, un talent și începi să desenezi pe tapete, nu ai încercat? Nu, parcă eu desenam pe sobă, da, cu carioca pe sobă desenam și nu se mai lua și... Modelul okay. Tradițional, căsuță, iese fum pe hogeag, căsuța pentru câine, gardul, ferestre. Raisa, noi o să te rugăm să-ți începi, să-ți începi lucrarea, pentru și mai discutăm noi așa pe parcurs. De fapt, despre această tehnică, vreau să te întreb, desenatul cu sclipici, ai descoperit-o tu nu de mult timp, așa? Am descoperit-o din 2012. Am vrut să fac... Deci prima lucrare am desenat-o în 2012. A fost un cadou pentru fratele meu și pentru soția lui. Am vrut să le fac un cadou pentru ziua nunții. Și deci prima lucrare am desenat-o timp de 5 ore. Mă temeam foarte mult să mă grăbesc. Dar lucrarea asta tot la 5 ore așa o să se... Nu, mai puțin. De câte văd eu, contururile de sea sunt bine făcute, noi avem nevoie doar de acel moment. Sunt nu tutoriale, momente din aceste pe internet de regulă, sunt filmulețe în care un băiat vrea să impresioneze pe o fată pe care o simpatizează. Așa. Și vine în sala de curs, unde fata își face studiile. Da, da. Și este așa un moment interesant acolo în care el desenează, nu știu ce, cu apă, nu se vede nimic pe tablă și la urmă face... Și apare echipul ei. Și apare cam așa se va întâmpla și în această dimineață. Însă până... Uite, iar tu dai tot din casă. Nu dau, eu din internet am dat. nu din casă. Bine, Raisa, spune, acum să înțeleg că mai după ce ai exersat din 2012-2017, cam le deja mai ușor îți ies. Sigur. Vreau să te întreb, acesta inițial ai zis că a fost un cadou pentru fratele tău, acum a ajuns la un hobby care poate să-ți aducă și câțiva bănuți. Dacă ești despre asta, ești solicitată? Maestria ți este solicitată des? Da, și în Moldova și peste hotare, mai des în România, desigur, am comenz, dar... Cel mai des ce motive? La fel din astea fericite, prezentatori, celebri, nuntă? De toate. Nuntă, chipuri, adică încearcă cineva să facă cadouri. Da, da, sunt cadouri pentru cineva, deci de toate. Trăim acum într-un secol în care specialistul sau artistul e foarte greu să-l deosebești și să-i arăți într-adevăr că este talentat și este profesionist, pentru că știi pe Facebook, nu știu cine, în paranteză, fotografer, nu știu cine, designer, make-up artist. Dai să cauți ceva în țara asta, un om simplu, nu-l găsești. Fiecare a doilea e make-up artist, nu știu de care. Aici, cum îl găsim pe cel care, într-adevăr, știe ceva? Adică... Pricepe în pictură? Pricepe în pictură, da. După lucrări. Trebuie să vă placă lucrările, în primul rând. Persoana care face lucru calitativ trebuie să-și iubească
profesia, doar în așa caz vă face un lucru calitativ. Cred că și, în primul rând, să vă placă ceea ce... rezultatul. Tu mai faci ceva pe lângă asta sau dedici tot timpul lui te artei și pasiuni, gen designer, tablouri cu sclipici, știu că mai faci alt fel de picturi. Nu, tot ce e design, tot ce e legat de artă. Design, adică, decor, da, pictură. Dacă exersezi în acest domeniu, atunci n-ai cum să nu... Vezi că oamenii renunță foarte ușor la anumite pasiuni. Eu când am absolvit liceul, am vrut să mă fac actor. Eu tot timpul am vrut să devin actor, îmi făceam bagajul pe la București, vroiam să ajung, așa. Și era această, cum să-i spunem noi, acest stereotip, că e mai, mai ales în acea perioadă, că e mai greu să trăiești din banii din actorie care se surtă, că poți să ai condiții nu știu de care de trai dacă nu ești celebru, Doamne ferește. Da. Și de aceea te adaptezi. În cauza de față, cum ai reușit să-ți urmezi tu visul? Nu au insistat părinții, de exemplu, sau pe altă cale? Părinților chiar le plăcea că eu desenez. Sunt unica din familie care... desenez și chiar le plăcea mult. Că noi ne gândeam că ești probabil o familie de artiști, de pictori, de expoziții. Nu, nu sunt unica din familie care desenez. Uite că nu e neapărat să vină, știți, ca o moștenire, dar descoperi un talent și e bine că mama, din câte știu, chiar te-a încurajat și l-a cultivat în... Dar dacă să ne aducem aminte că ea tot este recentă această tehnică de sclipici. De sclipici, de pictură, de nisip, aduți aminte cum era furor, da? Dar are o denumire așa, cum să-i spunem, științific fundamentată? Nu știu de e cu sclipici, denumire, pentru că da, sclipiciul este... e aici în păcăril, da? Este da. Pictură deci, cu crei și sclipici, asta e tot. Nu are denumire din alea sofisticate. Nu m-am interesat în orice caz eu. Ești, mai sunt din ăștia prin lume care te inspiră artiști, care pictează în sclipici, de exemplu, sau este o tehnică inventată de tine? Nu este inventată de mine, am văzut cum alții desenează, sigur, și am încercat și eu să desenez. Deci, dacă sincer, prima dată când am văzut această tehnică, mi-a plăcut foarte mult, dar mi s-a părut foarte complicată, niciodată nu m-am gândit că cândva o să desenez și eu la fel. Ai avut comenzi din astea așa neobișnuite, bizare, mai ciudățele, mai așa? Nu. De obicei, în majoritatea cazurilor tot comandă portretul cuiva sau... Nu te uita! Sau inscripții. Nu, că seamănă inscriptor de tare cu cineva care îl cunosc. Da? Care îl vezi în fiecare dimineață în oglindă? Eu știu, Raisa, că tu de fapt nu te temi de ce este nou și adică când vezi ceva, încerci. Nu te gândești că te gândești, se va primi, nu se va primi, adică cum este? Eu, în general, iubesc să desenez, deci nu am o tehnică anumită care lucrez tot timpul. Iubesc să desenez indiferent ce tehnică, când e important să fac ceva nou, pentru că dacă aș picta, de exemplu, doar cu acurelă sau cu gaș, cred că m-aș plictisi foarte des, foarte repede. Pe internet, de regulă, sunt și tutoriale. Da. Cum să desenezi corect. Multe lucruri poți învăța de acolo, că apar aceste persoane care te învață din asta. Funcționează și în cazul în care vrem să, de exemplu, noi care nu o avem cu pictura. Bine, Galina o are cu selfie-urile, dar asta e altceva. Am putea să facem, să reușim noi așa, să ne uităm pe internet și să ne apucăm? Cred că fiecare ar putea să învețe. Nu e o tehnică complicată. Puțin talent, puțin noi timp am vedea și... un pic migăloasă, dacă nu chiar obositoare, pentru că ai de picurat, de desenat conturile, este mult de lucru pe aici. Nu. Deci, pe tine cu tutorialul. Nu, i-a spus, Raisa, a spus că trebuie puțin talent, dar eu cred că mai mult un pic decât puțin, pentru că trebuie să știi, uite, să faci un portret nu este atât de simplu. Ai învățat pictura? Am învățat, nota 7. Așa, eu am făcut 2 ani de pictură, la al doilea an nu am ajuns la examen pentru că am spus că mie nu e al meu. Și e foarte, cel mai complicat e să faci un portret. Trebuie să știi proporție. Bănuiesc așa și este, da. Raisa. Cu creionul simplu, chiar să faci un portret în creion simplu, asta este foarte dificil. Da.
Eu aveam o problemă, eu nu puteam picta în 3D, sau cel puțin ce înseamnă asta, pentru că toți fotografiile mele apăreau așa, ca omul lui Leonardo da Vinci, știi? În partea asta. Și asta era cu desenul când eram eu la școală. Dar până vezi că procesul este unul foarte minuțios. Ca să o lăsăm un pic să scoată în capăt și un contur la altă persoană pe care o cunosc eu, sau îmi pare cunoscută cel puțin, vedem ceva din Smart Life, nu? Da, pentru că pictura rămâne pictură și peste ani de zile, adică așa cum a fost pe timpuri, așa cum se face un portret pe timpuri, se face și acum, cu creionașul, însă tehnologia evoluează de la o zi la alta. Bună dimineața! Smart Life te prinde cu noutăți. Sistemul de operare iOS 11 lansat de curând ar fi trebuit să aibă și funcția Apple Pay Cash. Aceasta ar fi putut permite trimiterea banilor cu ajutorul portofelului virtual din telefon. Plata urma să fie securizată de Touch ID sau Face ID, iar opțiunea ar fi trebuit să poată fi efectuată și de asistenta Siri. Compania promite să o lanseze totuși la următoarea actualizare de software. Streamingul audio devine din ce în ce mai popular. Numărul celor care preferă să asculte muzică de pe platformele nelicențiate a crescut destul de mult în comparație cu anul trecut. YouTube este unul dintre giganții ce oferă astfel de servicii și motorul de căutare Google este accesat des de utilizator pentru a-și găsi site-uri cu piese piratate. Mai știi sunetul ăla de la Facebook când primești un mesaj? Peste 1,3 miliarde de oameni din întreaga lume îl aud în fiecare zi. Compania operată de Mark Zuckerberg monopolizează piața aplicațiilor de chat cu Messenger și WhatsApp. Numărul accesărilor este în creștere zilnic datorită noilor funcții introduse. Iubește tehnologia, dar nu te lăsa dominat de ea. Noi am revenit în platou și aici avem... ultimele retușări, să le spunem așa. Așa. Reamintim pentru cei care poate acum au inclus televizoarele, alături de noi este Raisa Alexa, o tânără deosebit de talentată, care, uite, face așa minunății de tablouri. În situație excepțională, ți-aș spune eu, când ai lumina reflectoarelor conectată pe tine și camerele și ți-l vede o țară întreagă, atunci e chiar... E mai complicat. E ca o demonstrație de masterclass. Așa, atenție! Momentul... Noi avem emoții, Raisa. Eu tot. A, tu tot, da. Da. Muzica din filme, să sune tobele și ăștia suntem noi cu Galina. Aoleu! Aoleu, ce frumos! Hai să arăt și poza celor de acasă, după care... Pentru că Raisa a primit o poză, mi-a cerut o poză, eu i-am... Incredibil! Uite și barba și dinții tăi înălbiți, ia uite cum bine se văd! Dar tu până ai pune trei copii... Așa... Ia privește, ne asemănăm. Raisa, ai un talent incontestabil, ne-ai uimit de-a dreptul. Uite și firul, și barba mea se vede bine. Uite cum se vede, ia uite ce frumos. Parcă e o fotografie de-a bunicilor. Noi o să o avem aici în platou. Raisa, vreau să te întreb, tu despre, nu am cuvinte, uite să spun deja, și mă bâlbui să spun despre acest tablou. Tu mai faci și designer interior, la noi schimbăm aici, sau punem tabloul pe perete și platoul e frumos. Mi-mi place aici. Cred că nu ar trebui de schimbat nimic. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumim, te mai așteptăm la noi și cu alte, nu știu, idei. Ajungi și la o expoziție. Venim noi la tine. Succese mari în continuare. Să-ți dezvolți talentul și cât mai multe comenzi. Apropo, dacă își dorește cineva, o găsiți pe Raisa. Da. Ne-ai lăsat fără cuvinte, ne-ai lăsat fără sclipici, dar ne-ai dat un superb portret, așa, între noi. Așa, Galina, hai că asta este una dintre primele noastre, cum să-i spun așa, reprezentații grafice cu sclipici. Da. Doamnelor și domnilor, noi suntem foarte bucuroși că ați fost cu ochii pe noi și vedeți cât de bine ne-a reușit în emisie. Însă nu plecați nicăieri, rămâneți aproape! Sponsor general al emisiunii Nescafe. Doamnele, când
sărbătoare. Doamnele când vin aerul-i de pace. Pâinea-i cu belșug, viața-i cu noroace. Pleacă soldățenii ca stejăreii. Se-ntorc la baștii nevornicei. Doamnele, la Moldova, doamnele, știu la fel ca mamele. Se ne-aline dorul, dorul. Doamnele, la Moldova, doamnele, știu la fel ca mamele. Ne-ndemne zborul. Ia să spuneți, de câte ori ați ascultat această melodie frumoasă, Cum sunt toamnele pe la Moldova? Apropo, dacă stăm să numărăm, melodia Toamnele adună anul ăsta 32 de toamne, din câte am aflat și noi. Cam, multe cam toamne a cântat. Și astăzi mai avem un motiv în plus, zic și eu, un eveniment special, de ce să avem alături pe frații Irina și Anatol Vivolo. Spune-mi bună dimineața și bine ați venit la noi. Bună dimineața, dragii noștri. Spune-mi despre acel motiv în plus. La mulți ani. Magie! Magie! Vă dorim multă sănătate. Magie, cum spune și nepoțica lui Anatol. Magie! Bună, Tolea! Și dacă îmi permiteți și mie, deși de dragă dimineață, sigur că i-am adus în dar felicitările mele lui Badeașca, așa cum prefer eu să-i spun de mică. Badeașca! Badeașca! Așa îi spun, da. Și de aceea eu și acum în fața voastră, în fața tuturor celor care stau acum și ne privesc la ecrane, vreau să-i spun încă o dată la mulți ani, să-i doresc tot binele din lume, să-i doresc multe, multe, multe toamne frumoase în continuare și vreau, cu atât mai mult vreau să menționez că eu chiar consider că pe Anatol îl întruchipează sau e binevenit că s-a născut toamna, deci e chiar ca o toamnă, așa, reprezintă... da, înțeleaptă, cu de toate numai bune, știi? Și eu îi doresc în continuare, într-adevăr, să ne bucure cu tot ce face el mai frumos, cu melodiile
lui, mai ales pe mine. Și da, și sigur că multă sănătate alături de cei dragi, alături de familia lui minunată, care are o familie minunată cu două fete și nepoțele și nepoțel. Și să-i trăiască. Băleașcă, la mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc, dragă mea. Da, e cu momente din cele americane, știi, în care trebuie, oh, da, ce drăguț! E emoție din da. Dimineață. Strălucitor și tiner, ne place să vă vedem așa, atât în scenă cât și aici când discutăm și vă avem aproape. Și nu ne place să fim așa. Da, întrebarea tradițională, bănuiesc că v-ați cam săturat să răspundeți la ea, dar totuși ne-ați prins în altă casă nouă, că n-am avut da, așa, ocazie să apropo, felicitări cu această ocazie. Mersi frumos! Cum le reușiți, a? Ei, cum se poate? Căutăm repede pe internet rețete miraculoase, fructe, bă, din astea, super fructe și așa mai departe? Nu, cred că... Eu, spre exemplu, aș putea spune că nu facem, din că știu și de anatol, nu facem ceva ieșit din comun, extraordinar. Doar că punem un pic accent pe, totuși, pe un mod sănătos de viață. Încercăm, pentru că este la modă, știi? Nu, dar dacă la modul serios, într-adevăr, ne place să ducem un mod de viață sănătos, sau mai bine zis, așa cum ne-a educat mămica noastră, să fie luminoasă amintirea și ne străduim să facem asta. Dar cum am zis, chiar fără fanatism. Am înțeles. Irina a răspuns. Sunteți de acord, da? Cum să spune de la noi, mă alătur la cele spuse. Și bineînțeles, cum ai zis tu, Liviu, că da. Foarte mult contează să vină asta din interior. Dacă vine din interior pozitivismul ăsta, bună dispoziție, cum se cădenia, da. Totul, deci asta se vede pe chip. Spuneau oamenii de știință de acel efect placebo, da, care, dacă te gândești că așa e, de aici vine tot și organismul așa e sănătos. Da. Totuși, eu am o curiozitate, cum este Anatol Bivol Bunel? Pentru că îl cunoaște, tătic, ați mai vorbit, știu că țineți foarte mult la copii, dar uite, cu Bunelul e un pic altfel. Ei, dragii mei, ce să vă spun, noi de fapt anul ăsta ne-am îmbogățit cu un nepoțică și cu un nepoțel. Să vă trăiască. Delica și Timuraș. Timuraș. Și o avem pe Vlada. Asta Țaca. Este Țaca, de acum are deja 4 ani și 3 lunișoare. Uh-huh. Și pe această cale îi salut, îi pup, pentru că până a devenit Bunel, cei care, prietenii, colegii mei devenise Bunei, îmi spunea că, uite, vreau zic că este altceva, adică asta trebuie să simți pielea ta. Deci nu se descrie, trebuie să nu se descrie. Și atunci, într-adevăr, când am devenit Bunel, asta vreau de acum eu. În postură de Bunel, să în pielea asta, să vă povestesc că, într-adevăr, este o dragoste aparte față de copii. Da, copiii tot sentimente sunt, cu totul și totul deosebite. Cu dragostea. Dar la momentul dat, nu știu de ce, dar am senzația că dacă nu-i văd o zi, îmi este dor strașnic și merg la ei, ei vin la noi și mă bucur faptul că sunt cu noi. Nu sunt plecați peste hotare să ne vedem la Skype. Și, o bucurie și o doresc sănătate și iar sănătatea asta cred că este cea mai mare bogăție. Am întrezit să întrebăm în pofida experiențe artistice, pentru că cu mult timp în urmă poate aveați mai puțin timp să fiți alături de proprii copii. Asta e. Iar acum cu nepoții aveți mai mult timp, da, dacă stăm așa. Recuperați ceea ce nu ați reușit atunci. Apropo, cu Luminița nici n-a reușit să ia din maternitate. Deci asta e. Prima fiică când s-a născut eram în Moscova și am văzut-o la o săptămână, dar a doua fiică, Donița, dar a doua fiică Luminița când s-a născut, eram în turneu în Kazahstan pe 3 luni de zile și am văzut-o la 3 luni șoară. Vă dați seama. Și atunci... E de recuperat. La zilele voastre, dacă ai astăzi un turneu, este o bucurie mare și turneul acela poate să fie de 2, de 3, cel mult o săptămână. Uh-huh. Bine, 2, să zic așa. Și suntem fericiți. Da. Dar pe timpuri turneile era cel puțin o lună jumătate, 2-3 luni de zile și eu asta am apucat. E bine că anul ăsta a fost foarte generos cu noi și am avut un turneu foarte frumos pe 3 săptămâni în Canada. Și, apropo, da, de Canada. Vreau să vă întrebăm, să vă întrebăm cum este de fapt interacțiunea cu concetățenii noștri acolo, peste hotare. Bănuiesc că e ceva este mult mai de descris. Mult mai e impresionantă și mult mai accentuată decât... Pentru că aici știi cum suntem noi pe loc și întotdeauna ne vedem cu ai noștri. Dar acolo ei sigur că duc lipsa, ne duc două.
viitorul și, da, apropo, nici nu m-am gândit că în Canada e o diasporă, pur și simplu, enormă. Deci am avut două spectacole la Montreal și două în alte orașe, în Calgary și în Edmonton, și chiar a fost minunat, au venit, lumea ne-a așteptat cu mare drag. Să adaug că a fost un turneu sufletește de milioane. Da, anumit de milioane. Sufletește. Și toată bucuria noastră a fost ceea că generația care a crescut pe piesele noastre. Da. Și toți de la mic la mare cânt împreună cu noi piesele și cu atât mai mult ne-au cerut anume piesele, șlagărele noastre de altă dată. Bine ați venit, amicii mei, Zurgălei, Trenule, Anul de Școală. Piesele pentru copii. Pentru copii. Motănică, ciocolata, toate. Pentru că ei și-au dorit foarte mult ca, deci, și copiilor la rândul lor să vadă cu ce piese au crescut părinții lor, știi? Și a fost minunat, pur și simplu. Pentru... Da, normal că aduc aminte. Aduce aminte. Că noi am mai ani de școală, ani mici. Ani de școală, da. Ani de școală. Și datorită doamnei poetese Luba Sârbu, datorită ei și mulțumim pe această cale, am vizitat Canada și totodată și concetățenii noștri ne-au văzut peste ani de zile. Bănuiesc că, da, o întâlnire. Totuși, măcar că sunteți prinși și cu familia, și cu nepoții, și cu... Vă mai rămâne cu de toate. Pentru creație, și vă mai sunteți prinși și în studioul. Normal. Da, să zic, vara aceasta chiar am lucrat la o piesă nouă împreună cu colegul și prietenul nostru, textierul Adrian Sandu. O să neapărat o să cântăm astăzi. Da, pentru că noi împreună cu el colaborăm chiar de la bun început. Piesa Florile Dragostei a fost scris pe textul textul lui Adrian. Și peste și tot mai multe piese am scris cu el, dar a fost o pauză de ani de zile și zic, Adrian, într-o bună zi, hai să ne mai aducem aminte de ani cei frumoși care s-a făcut niște lucruri într-adevăr frumoase și au rămas în timp. Și da, iată, el cu plăcere a scris acest text și de fapt este un text, eu de fapt simțeam așa, nu știam ideea, dar simțeam, zic, trebuie să fie un text pozitiv, pentru că ajunge atâta negativism și de fapt pe noi ne caracterizează un pic. Da, pic așa, starea asta de bine, asta de bine, da. De care rachează. Și așa și-am numit-o, da, bine. Bine. Ah. Da. Starea de bine, da. Bine să trăiești. Și dacă toamnele, piesa Toamnele mă refer că anul acesta face 32 de ani și la anii aceia nu m-am gândit, pentru că vrem noi sau nu vrem, este un copil al nostru. Și e sigur că ne-am dorit, Maricel, da, și ne-am dorit sigur că și această piesă peste ani să devină să aibă viață continuitate, da. Pentru că atunci părinții se bucură de copii, da? Când le merge bine, sănătoși, da. După aceea au nepoței și tot și realizările împotriva așteptărilor părinților. Da. Mă, sigur, da, ne-a mers bine în această dimineață că vă avem alături, că v-am prins în zi de sărbătoare. La mulți ani încă o dată pe această cale. Să fie ziua plină, casa de prieteni, amici, cum așa vorba de voi. Eu vreau să adaug aici mult că sunteți primul post televiziunii care... Operativ, a? Da. M-ați băgat în seamă și m-ați luat în considerație. Eu mulțumesc foarte mult și sigur și regizoarei Luminițe, care de ani de zile ne cunoaștem și o salut pentru că datorită ei suntem astăzi, da, exact, invitații dumneavoastră. Să revedem. Și baftă și bine tuturor omagiaților care sunt născuți în această zi. Și în general, bine. În general, toți cei care s-au născut, da, în luna septembrie, știi? Curând! Curând, la fel, da? Mulțumesc! Ok, atunci rămânem cu bine. Dorim numai bine tuturor. Piesa bine aici, mare dragă. Să fie pentru toți omagiați, știți foarte bine ce piesă trebuie să aveți astăzi în playlistul dumneavoastră de sărbătoare. Irina și Anatol Beaver. Bine să fie!
dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Așa, știi cum... Așa, față de să oameni, să ducă inspirația, un pic. Nu știu că stă inspirația drept pe umărul drept, dar nu mai contează. Bun, asta a fost pentru astăzi, îți mulțumesc și ție. Dacă vreau să-ți mângâi inspirația ta, ar trebui să mă gândesc unde ea se află. Subiect interesant pentru o următoare discuție, zi de luni, iar noi cu gânduri de toate felurile. Începeți săptămâna la fel de bine, așa cum ați început și această dimineață, pentru că dacă ne-ați fost alături, zic eu că s-a început ziua cu dreptul. Sigur. Și o să aveți o săptămână ca la carte. Ca la carte, toate puse la punct, toate proiectele realizate, dacă nu săptămâna asta, poate data viitoare, vorba tuturor. Ei bine! Mâine vă așteaptă colegii noștri, Alex și Camelia, și tot aici și tot cu aceeași cafea de Nescafe, pentru că ea ne energizează și ne face ziua mai frumoasă și săptămâna, bănuiesc, la fel. Mm-hmm. Într-adevăr, concluziile de regoare sunt făcute, faceți o tradiție matinală frumoasă, întâlnind-o cu noi. Numai bine, pa, pa! Sponsor general al emisiunii Nescafe. Vestimentația oferită de Bobin și Max Fashion.